La 1, minutul 83, Dobrin reușește o partidă de zile mari, cum se spune. 3 goluri în această partidă. Apărare supranumerică a echipei din Atena. A rămas doar Ardizoglu, a executat centrarea Dobrin și trage Iatan, fulgerător! Dobrin! Bară formidabil, liber la marginea careului mic, Radu Doi! Se părea că Dobrin nu mai poate ajunge această minge, dar Piteșteanul a făcut un efort superb și a centrat perfect. Apărarea greacă era inexistentă în această fază în care Radu Doi ratează cea mai mare ocazie a primei reprize. Piteștenii luptă pentru fiecare minge. Atacă Chivescu, liber pe partea stângă, Iovănescu, centrare, șut și Dobrin trece ca un milimetru de minge. Argeșul atacă, val după val, Dobrin pasează lui Turcu, Turcu are posibilitatea să centreze, însă interceptează Ardizoglu, care este peste tot. Oaspeții încearcă să scape cu numai 2 goluri primite, Dobrin îl lansează pe Doru Nicolae, în centru se află Radu Doi. Și gol! Extraordinar! 3-0 pentru Argeș, Doru Nicolae marchează dintr-un unghi aproape imposibil. Formidabilă explozie de bucurie pe stadionul Piteștean, cu 10 minute înainte de fluierul final. Doru Nicolae, lansat impecabil, ajuns într-un unghi foarte greu, reușește să-l învingă peste Riudas. 3-0 pentru Argeș. Jocul meu este de așa natură că nu vreau să-l ridiculizez pe adversar, dar indiferent cât este rezultatul și cum se desfășoară meciul, eu tot la fel joc. Chiar dacă e condusă echipa mea, eu tot dacă îmi vine o pasă din lateral și trebuie să dau cu călcâiul, eu tot cu călcâiul dau. Astea sunt mijloacele, procedele care le folosesc eu, indiferent de situație. Între sutele de meciuri care le-ai susținut în divizia națională A, cu echipa de club în competiții europene, ori cu echipa națională, care apreciezi că a fost cel mai bun, deci cele mai bune 90 de minute din cariera lui Nicolae Dobrin? În primul rând, mie îmi pare rău că nu pot să spun că este un meci făcut la noi în țară. Este meciul de debut al meu în reprezentativa țării, la Ludwigshafen, în Republica Federală a Germaniei. Aș vrea să te întreb, în cei 20 de ani de când faci fotbal de performanță, divizia, care dintre coechipierii, fie la club, fie la echipa națională, ți-au fost cei mai valoroși parteneri, pe care îi socotești a fi fost cu adevărat cei mai valoroși fotbaliști alături de care ai evoluat? Bineînțeles, și la echipa de club, și la echipa națională, am avut întotdeauna câte 2-3 coechipieri foarte valoroși. La noi, în echipă, sunt nenumărate exemple. Și m-aș aminti pe Barbu, care a fost un stoper de foarte mare valoare, care spre sfârșitul carierei, aproape la 30 de ani, a jucat în echipa națională, ajungând să fie capitanul echipei naționale. La echipa națională, Lucescu, Dumitrache, Dumitru. Stăm de vorbă deopotrivă cu fotbalistul Nicolae Dobrin și cu viitorul antrenor Nicolae Dobrin. Ce îți propui în perspectiva viitoarei cariere? Primul meu gând de antrenor este cu băiatul meu care joacă fotbal la liceul sportiv numărul 11 din Pitești. Nu cumva apărător? Nu, bineînțeles că tot înaintaș, vârf de atac, extremă, de fapt înaintaș în fotbalul modern, înaintaș. Deci povestea cu Aștia. Nu sare departe de gard, da. Aș vrea să îmi desfășor activitatea ca antrenor în condiții optime, cum se spune, adică să nu mi se ceară rezultat, să
construiesc o echipă... O echipă din care eventual să răsară un nou Dobrin. Până atunci, o întrebare pe care, pe cât de banală, la fel tot atât de inevitabilă, cât dorești să mai joci? Eu consider că mai pot să joc. Așa considerăm și noi. Nu mi-am pus prea des această întrebare, că atâta timp cât eu mă simt bine și în forță, nu văd de ce n-aș mai juca, pentru că antrenor pot să fiu toată viața, dar jucător e mai greu. Peste câteva luni, Dobrin a părăsit Piteștiul, pentru prima dată în carieră. S-a dus la Târgoviște, în divizia B, și umplea stadioanele în orice loc în care mergea. Despre Nicolae Dobrin se spune că, jucând în B, aici la Târgoviște, a făcut stadioane pline în toate localitățile unde echipa târgovișteană a evoluat. Se știe despre Nicolae Dobrin că are 34 de ani, pe care i-a împlinit la data de 26 august a acestui an. S-a gândit cumva Nicolae Dobrin la retragere? Nu m-am gândit la retragere. Aș vrea totuși să vă spun ceva despre echipa CS Târgoviște, cum a evoluat atât în turci cât și în retur, știind fiind faptul că a fost una din cele mai grele serii, seria a doua a noastră, și unde împreună cu cei doi antrenori și cu toată echipa ne-am străduit ca să fim un colectiv sudat și unit și să facem față cerințelor și așteptărilor iubitorilor de fotbal din Târgoviște. Din Târgoviște, care sunt foarte atașați de echipă și mai ales au avut foarte mult timp fotbal în divizia, obișnuiți cu fotbalul de divizia. Iată, așteptările lor au fost răsplătite, echipa va juca începând din sezonul 81-82 în divizia A. Nu mi-ați răspuns totuși la întrebare. V-ați gândit la retragere? Încă nu m-am gândit și asta nu depinde de mine. În momentul când îi simți că nu mai pot face față cerințelor fotbalului sau ceea ce se cere de la mine, indiferent la ce echipă voi juca, atunci mă voi retrage. Dar până atunci nu mă gândesc să mă retrag. Mi se pare că ar fi normal să evoluați tot la Târgoviște pentru ca să vă vadă publicul târgoviștean și în divizia. Sper și chiar vreau să rămân la Târgoviște și să rămânem, bineînțeles, în divizia, pentru că se știe faptul că primul an este cel mai greu de a rămâne, după ce o echipă promovează. Doi ani mai târziu s-a întors la Pitești pentru ultimele 4 meciuri în divizia.